A spus cineva că viața bate filmul. Cred că așa este. Atunci când l-am sunat pe invitatul de astăzi și l-am invitat în emisiune, ei bine, mi-a spus că viața lui este un bestseller. Vom afla astăzi viața lui Florin Purice. Let's go! Ce faci? Bine. Florine, suntem aici. Asta este școala unde ai învățat tu. Da. E renovare acum. E renovare și a schimbat și profilul. Acum văd că e școala primară de fete. Da. Și aici ai învățat tu primele 8 clase, nu? Sau 10 sau cât? Sincer să fiu, primele 4. 4 clase? De ce? Pentru că pe a 5 am făcut-o la... Fără frecvență. Fără frecvență, să spun. O bune? Nu fără frecvență. A 5 am făcut-o la școala de corecție. Pe bune? Pe bune. Din clasa a 5-a? Atât am fost de ambițios. Pe câți ani aveai? Nu, ideea e că am întrerupt școala la clasa 4-a, după care am început anturajul. Au trecut câțiva ani, când am fost luat, am intrat direct în clasa 5-a, acolo era obligatorie școala. În ce clasă ai rămas? Păi v-am spus că viața bate filmul? Începe bestsellerul. Hai să mergem încet. Suntem aici pe strada unde ai copilărit tu, nu? Da. Suntem în Rahova, București. Sebastian. Sebastian. Aha, nu Rahova, Sebastian. Și aici ai făcut doar primele 4 clase pentru că după aia ai început cu anturaje. Da. Nu? Și ce s-a întâmplat? Te-ai dus la Mititica, cum ar veni. După... Școala de corecție. Un număr... Câți ani aveai? Foarte mare de infracțiuni, în copilărie, spun. Până la urmă am fost luat. Și la 15 ani și ceva, 15 ani jumate, am fost dus la școala de corecție Găiești. Dacă ai auzit. Da, 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 da. Asta se întâmpla în 93. Acolo am fost condamnat. Ups. Până la 18 ani. Să stau acolo până la 18 ani. Ideea e că dacă nu te calificai într-o meserie, nu te puteai elibera la 18 ani, te mai amâna cu 2 ani. Aul. Dacă nu, dacă n-aveai cap să te califici, să înveți, să fii bun, da, și da, la, da, școală, da, da, și la meserie, și la toate astea. Și am pus burta pe carte, cum se spune, și am fost nevoit. Și ce meserie? Ia, uimește-o. Nu pot să spun, e confidențial că sunt zidar. Glumesc, făceam o aluzie la... Da, 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 cu da, ce zicea Salam, cu zugravii, da, cu zile. O aluzie. Nu, am ieșit sudor. Asta erau meseriile care... Bine, erau meserii care nu ți le alegeai. Că... Nu ți le alegeai. Exact, asta vreau să spun. Îți dai seama că acolo la Găiești nu îți dădeau ei meserii, da, contabile. Ce vrei tu să iei, mă, când te faci mare? Da. Nu. Cosmonaut? Da. Îți dădeau meserii de-astea, zugrav, zidar, sudor, tinichigiu, auto. Nu îți dădeau, te puneau direct acolo, da? Tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa. Bun, acum, Florin, suntem în Sebastian. Da. Asta era strada pe unde te duceai tu la școală când erai mic, la nu? La școală sau când am început anturajul, tot încoace spre școală, unde ne strângeam cu toții și jucam fotbal. Ok, și pe strada asta te-ai născut tu. O să mergem fix acolo, în blocul acela. Hai să mergem pe la trecerea de pietoni. Regulamentar. Regulamentar, normal, nu? Ca să nu le ia iar. Florine... V-am spus că viața lui bate filmul, v-am spus, stați că e doar începutul. Da, facem o trecere regulamentară, foarte regulamentară. Toată lumea se uită la noi. Da. Așa. Știi când mai m-am simțit așa? Mulțumim. Că se uită toată lumea la noi? Când am fost arestat a doua oară. A doua oară? Ok, bun. Deci aici te-ai născut tu, pe strada asta, Leia? Strada Sebastian, numărul 9, bloc S32, scara 1, etaj 6, apartament, okay. 27. Uite, este renovare exact ca viața ta. O să fie foarte frumoasă mai încolo, vezi? Așa a fost și la tine. Mamă, cum sună. E renovare la fel ca viața ta. E bun asta. A fost. Acum, Florine, niciodată n-am știut. Ce știi tu să faci mai bine? Eu te-am auzit cântând și cânti foarte bine, de compus, compui foarte bine versurile. Nu mai spun. Haideți, treceți. Eu spun că cel mai bine ce știu eu să fac în viața mea să fiu familist, în primul rând. Familist? În primul rând. În al doilea rând, meseria.
meseria în ghilimele, dacă pot să spun așa, pentru că nu e una atestată. Mm-hmm. Înțelegi. Faptul că am început să fac... Aici ai statul, nu? Da, aici, la etajul 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nu, numără 2 de sus în jos, că eu așa făceam când deci... eram mic. De ce? Păi cum? Adică păi... 8, 7, 6. Ca să nu mai iau de la parter, 1, 2, 8, 7, 6. Și aici 6. Te fluierau băieții. Da. Florine, hai! Aici, pe partea cealaltă, era un tovarăș de-al meu, cu ia. Care obișnuiam să facem infracțiuni, cam de aceea seamă. Infracțiuni? Ce infracțiuni puteai să faci la 14 ani? Nu mari, mari, nu? Nu mari, mari, mărunțele, dar bănoase. Mărunțele, dar bănoase pe timpul ăla. Mai exact, furam un portofel. Am înțeles. Înțelegi? Da. Bun. Nu, asta nu e o laudă, bineînțeles. La ce vârstă ai plecat de aici? Când m-a arestat. În 93, adică pe la 15 ani. Și ați plecat definitiv? Tu mai ai frați, surori? Da, mai am. Ideea e că pe mine m-au luat, ai mei au vândut de aici și s-au mutat. Asta a fost. Imediat după ce m-au luat. Dar practic aici ai copilărit tu, zona asta. Da, asta e zona unde am copilărit eu. Aici mă fluierau. Ieșea mama mai și zicea, nu ieși aici. Mai ții minte pe cineva de pe aici, prieteni, colegi? Păi da, dar îți dai seama, acum... Sau îți dai, nu mai stă niciunul aici, dar ca idee, mai știi? Foarte mulți. Erau adică și cântăreți? Adică cel puțin anturajul meu. Erau și cântăreți pe aici? Nu, sincer nu erau. Nu? Nu. Mai ne râzgâiam noi așa, seara, când ieșeam aici, pe scară. Florin Purice, când era... Dar nu e numele ăsta al tău, nu? Numele nu. De... E doar nume de scenă. De scenă. Aici mi s-a pus porecla. Aici. Purice e doar o poreclă? Da. Aici mi s-a pus porecla Purice. Aha. De la ce vine asta? Păi m-a luat pe rând. Prima oară mi-a zis gândac, furnică, nu știa cum să, nu știa cum să-mi spună... Numai cu insecte. Pentru... Da, pentru că eram foarte mic de statură pe timpul ăla și trebuia să mă... Asemenea cu, cine, cu ceva anume, știi, cu insect anume, gândac, păduche, de-astea, știi? Până la urmă a rămas Purice. Purice, lasă că e bine, Florin Purice. Da. Și te mai cheamă și Alexandru. Da, și Florian mă cheamă. Vezi? Zona asta, Rahova, Sebastian, am mai filmat aici și cu Raluca Drăgoi, am filmat și cu Ionuț Cercel și cu De Santo. Rahova, uite, sectorul ne-a dat... Sectorul 5, normal. Sectorul 5, sectorul da. 5. Aduce, ca să spun așa... Dar ce aproape erai de școală, ia uite, se vede școala imediat. Da. Prea ai avut parte de ea. Bun, și acolo ai terminat cele 10 clase, nu? Care? 8? Am mai făcut două clase acolo. Adică în total ai 6 clase? Da. Și sunt mândru. Da, hai să mai mergem puțin. Bun. Și de unde ai început cu muzica? Da, sincer, muzica mi-a plăcut de mic copil. Mi-a plăcut. Cântam de plăcere așa pentru mine, pentru noi, cum ar veni gașca. Dar când am început mai serios, a fost când am fost arestat. Era un mijloc de a... De a refula, de a ieși, da, am înțeles. Nu-mi găsesc cuvântul exact. De a te răcori, cum spunem noi, da, știi? Da, de a refula, da. Așa. Și cântai? Și scriam versuri. Scriam versuri din ce simțeam eu sau din ce simțeau alții care îmi povesteau da. Etape din viața lor. Eu mi-amintesc foarte multe piese de ale tale. Alea nu trădează un om cu doar 6 clase primare. Sunt niște versuri foarte, foarte tari. Uite, acum mi-amintesc piesa cu Sfârșitul Lumii. Da. Cât de tare, îmi place și acum. Și o ascult. După aia ai scos Cap și Pajură. După aia, dar stai un pic, că nu mai, stai să nu ne ducem numai la piesele alea. Și anul trecut ai avut piese în trending. Da. Ai compus pentru Țancă, pentru... Există vreun artist care n-are piese de la tine? Îți spun eu unul. Eu, în rest, nu știu dacă mai e cineva. A, nu, și eu am. Și, da, și eu am. Alo? Da. Nu știu să... Din ăștia mari nu cred că e vreunul să nu aibă. Și uite, cu numai 6 clase ai reușit să faci
piese care se meargă atât de bine, adică pe care le cântă o țară întreagă. Mai mult decât atât, ai făcut piesa Cap și Pajură. M-a umilit iubirea ta, Cap și Pajură. M-a umilit iubirea, m-a umilit. Mamă, ce frumoasă e asta, m-a umilit iubirea ta. Păi de unde asta? Cu 6 clase primare și diplomă de sudor. Îmi place să cred că e nativ. Îmi place să cred că ăsta e darul meu de la Dumnezeu, care atunci când eram la închisoare, ca să-i spun normal, probabil Dumnezeu a făcut ca eu să am asta pentru a nu mai face altele. A zis, tu trebuie să te întreții din chestia asta. Și ai reușit până la urmă. Du misiunea asta la capăt. Și ai reușit să te întreții. Mulțumesc și lui Dumnezeu, atât cât s-a putut, atât cât încă se poate. Uite, aveați și parc aici lângă voi. Nu era parc, acum e parc. Aici erau niște, erau niște demolări. Noi îi spuneam pe câmp, hai pe câmp. Și aici erau niște movile de alea de pământ, niște... Parcul Sebastian. Da. Ca zonă, foarte ok zona aici. Acum da. Atunci nu era așa, nu? Nu știu ce să spun, nu era chiar așa... Wow. Florin Purice era când erai mic. Erai un copil sărac? Nu pot să spun sărac. Mulțumesc Dumnezeu, am avut strictul necesar. N-am fost nici bogați. A fost ceva de mijloc, știi? Da. Nu am avut o copilărie nemaipomenită. Ceea ce eu ofer copiilor mei. Familiar te referi? Sau la bani, sau la ce? Da, ca și... trai, să spun așa. Cred că eram toți egali atunci, nu prea știam noi de telefoane scumpe, chiar. De nu. Haine, nu? Sau? Excluzând tehnologia. Vreau să spun, dacă aveam o poftă, poate nu puteam să mi-o fac. Da. Motiv pentru care am început și altele, înțelegi? Și motiv pentru care acum vreau să ofer totul copiilor mei. Câți copii ai? Am 4 copii. Să trăiască. Mulțumesc. Cred că, dacă stau să mă gândesc acum, dacă unul dintre ei ar face infracțiuni sau ce făceai tu când erai mic, cred că ai ști să manageriezi situația trecând tu pe acolo, nu? Sau? Știi cum e, nu poți să te pui cu soarta. Dacă asta e scris, indiferent de educația care o dai, dacă asta e scris, asta ajunge. Mie îmi sună film indian cu tine. Îmi imaginez cum stăteai tu la pușcărie și scriei versuri dintr-una și... și... Eu spun sincer, eu mi-am dorit foarte tare să facem emisiunea asta pentru că știam povestea ta și exact ca într-un film indian cu versuri multe care reușește și are talent și nu știu ce, știi? Ideea așa... e că, într-un fel sau altul, am reușit și să mă întrețin acolo. Da. Prin chestia asta. Neștiind să faci prea multe lucruri și cu sudura nu cred că reușești să faci. Niciodată. Ai sudat vreodată? Niciodată. Nu? Doar la proba practică atunci când a trebuit să iau calificarea și am făcut-o și atunci fiartă. De ce? Da, fiind maestru bun, a zis, hai, 5 îți ajunge. Și ai trecut. Și am zis, 5 e suficient? Da. Parcul Sebastian. Da. Pe aici bătai tu Maidanul, cum ar veni. Când era câmpul, da. Veneam cu țevile, cu cornete, sau veneam să fumăm. La ce vârstă te-ai apucat de fumat? Păi pe la 13 ani, cred. Au. Da. Am fost o gigodie de mic. În total, câți ani de pușcărie ai făcut? În total? Vreo 13 ani. Cât? 13 ani. 13 ani de pușcărie? Wow! Și le cântai în pușcărie? Da, mai cântam, da. Făceam spectacole în pușcărie. 13 ani? 13 ani. Păi ultima oară am intrat în 98 și am ieșit în 2008. 10 ani? Nu vreau să-mi imaginez 13 ani de pușcărie. Îți dai seama că ți se schimbă toată percepția despre viață, despre ești, tot. E și alt om. Unii, din păcate, nu mai ies, alții ies dărâmați.
psihic, alții se coc la minte. Da. Știi ce? Noi la Taraf avem foarte, foarte mulți telespectatori și este un segment foarte important, cei care sunt în închisorile din țară. Îmi aduc aminte la emisiunea aceea din pandemie, sunau foarte, foarte multe persoane care la sunt Buștine. Acum la greu, cum spunem noi. Da. Ce să zic, 13 ani? Enorm. Cum ar spune cineva, o viață de om. Da. Regretabile toate astea. Bineînțeles, doar nu e o mândrie. Ferească Dumnezeu. Dar eu sunt omul care nu mă ascund. N-am spus niciodată, n-am negat niciodată faptul că am fost o jigodie, să zic așa, în ghilimele, știi? Da. Am fost un copil problemă, dar recunosc. E bine că te-ai reabilitat. Am fost un copil problemă, am făcut multe probleme. Am fost un copil rău, dar am fost problemă la alt mod. Că făceam prostiile care le făceam. Mamă, cum sună asta, poetul închisorilor. Mamă! 50 Cent. Mai ții minte câte piese ai scris în închisoare? Păi da, nu le-am numărat și ca să spun eu... În 13 ani de zile, sute, cred. Dar multe dintre ele, că... din piesele astea care le-ai scris în închisoare, le-ai făcut după aia și când ai ieșit? Păi nu, n-ai înțeles. Piesele care le făceam în, pe care le făceam în închisoare, da, le și dădeam, tot din închisoare. A, asta da? Tu n-ai știut. Sau probabil... A, tu le scrieai în închisoare și le trimiteai afară? Telefonic. Aha, prin mesaje și le dădeai textele. Ilegal? Mai erau telefoane în cameră? Mai aveam și eu câte un telefon? Da, da, acum da. Acum nu mai poate să-mi facă raport, să-l da, bage la profil. Da. Și așa luam legătura cu X, cu Y, cu... Îi prezentam, îi cântam melodia la telefon, cu tot cu text. Îi plăcea o înregistra pe telefon. Îmi trimitea bănuți în cont sau prin cineva pe afară. Ingenioasă treabă. Da. O modalitate de a te întreține. Poetul închisorilor. Băi, ce bine sună asta. Îmi place mie mult. Poetul închisorilor. Închisorilor. Păi ai fost în mai multe, nu? Am fost în mai multe, dar nu poți să spui poetul închisorilor. Pentru că eu nu am fost poetul închisorilor. Lasă poți că să spui poetul de la închisoare. Mă rog. Și acum ia spune, mai erau colegi de-ai tăi de cameră care scriau, care cântau? Da, era un tovarăș al meu, care acum e cu mătru cu mine, Puiu. Și el tot pe aici, prin sector. Și el era cu mine în cameră chiar. Când prezentam melodiile la telefon, el îmi făcea terță, ca să sune mai bine, înțelegi? Wow, da. Mai venea și cu o idee de subiect, adică era o treabă destul de ingenioasă, știi? Aha. Nu era chiar, îți place asta? Merg, merg, hotobelc, nu. Gândeam, aveam și timp de gândire acolo. Cred și eu, aveam timp. Aici am venit unde ai copilărit tu, să vedem și noi zona unde ai stat și vreau să mergem la tine la studio. Acolo unde creezi astăzi, unde ți-ai ridicat un studio. La mine acasă, adică. E la tine acasă studio, da, nu? Da. Hai să mergem la tine acasă și povestim acolo mai multe, da? Ok. Hai. Spunea Carol al doilea că nu contează de unde ai plecat, ci contează unde prin râvna ta ai ajuns. Nu știu dacă am mai spus treaba asta în vreo emisiune, dar m-am simțit absolut obligat să spun treaba asta. Ce se întâmplă, Florine? Ți-am mai spus, viața ta este asemănătoare unui film indian. Și nu toate poveștile celor care sunt astăzi în angrenajul ăsta al manelelor sunt povești fericite, gen părinții cântăreți și se apucă de cântat pentru da. Că asta era în virtutea inerției, cum s-ar spune. Acum, Florine, suntem la tine în studio. Când erai acolo, câți ani ai zis că ai stat? 13 adunați. Wow! Nu te gândeai că o să ajungi vreodată să ai studio sau sperai? Sau? Îmi doream, da. Știam că cândva voi reuși. Hai să facem un inventar. Da. Lui Adrian Minune, câte piese ai făcut? Nu știu. Nu obișnuiesc să le număr sau să... Aproximativ așa, zi. Să le contorizez așa.
Cumva, nu. Peste 10? I-am făcut câteva. Ok. Lu Florin, salam. Și lui câteva. Luguță? Luguță? Da, i-am făcut și lui, prin intermediul unui prieten de-al nostru comun. Da? Dumnezeu să-l ierte, Nicu de la Plănița. A, Dumnezeu să-l ierte, da. Așa, zi-mi un artist care nu are piese făcute de tine. Care nu are? Da, unul mai mare așa. Țancă are o grămadă. Cristi Nucă, cred, parcă. Lui Cristi nu e făcut. Nu mai țin minte. Știu că a apelat cineva pentru el. Nu mai țin minte exact. Dar așa, toți. Vigilie, Sorinel... Pentru că exact ce spuneam eu, cu Viața bate filmul, spuneai despre fata ta, care, câți ani are fata ta? În iunie 23. 23 de ani. Scrie versuri. Și ea? La fel ca tăticul. Multe din piesele lui Raluca. Raluca Drăgoi? Sunt făcute de ea. Și la mai mulți. Adică a preluat ștafeta. Deși ea este în anul 4 la drept. Și o să iasă avocatură, da. Ironia sorții, să spun așa. Din tată recidivist. Infractor. Infractor cu 13 ani. 13 ani, nu? Da. De închisoare, fata lui a ieșit fix avocat. Da. V-am spus că Viața bate filmul. Exact treaba asta. Și care e numele ei de scenă? Cum se numește ea? Alisa Purice. Alisa Purice. Și ea face versul la fel ca... Face și ea versul. Vrem să dăm un exemplu celor care se uită acum la noi. Exact cum am spus mai devreme, nu neapărat toate poveștile de viață sunt cu final fericit și nici toate nu s-au cuprins fericit. Da. Tu ai venit dintr-un mediu foarte rău, nu? Mediu foarte rău. Pe parcurs am ajuns în mediu foarte rău, să spun așa, în ghilimele. Am trecut prin multe de-a lungul vieții. Școala care am învățat-o pe aici și pe acolo, ca să nu mai dau nume, a fost mai puternică, mai esențială, să spun așa, decât o școală generală, o școală primară, o facultate. Școala vieții. A fost cea mai bună învățătură pentru mine. Nu mai am treabă de foarte mulți ani cu partea asta. Da. Dar încă empatizez. Empatizez. Sunt solidar cu cei de acolo. Pentru că știu prin ce trec ei. Și eu am trecut, la rândul meu, prin ce trec ei. Și nu o să mă delas niciodată de empatia asta față de ei. Să stai printre atâția oameni, nu? 13 ani. Care ți este cea mai dragă melodie a ta care ai compus acolo? Sau cea mai răscolitoare, cea mai... Care am compus acolo? Da. Păi nu le mai țin minte, Luciane. Au fost sute de melodii, dacă nu mii, nu știu. Mii de melodii. După cu Vali Vigelie, un artist foarte drag mie, foarte apropiat. Un om de milioane, să spun așa. Apoi Sorinel Puștu. Vali, ce piese ai compus prima dată? Prima dată? Șapte inimi, parcă se numea. Șapte inimi? Șapte inimi, da. Parcă țin minte și acum, șapte inimi n-au puterea de a iubi cât iubesc eu. Ceva de genul. Șapte, nu știu dacă mai țin minte, oricum. Sunt ani de atunci. Da. După aia lui Sorinel, Sorinel, da. Cu el am început colaborarea cu melodia Mare Mare, dacă mai țin minte, că a fost foarte... Mare Mare? Mare, mare, mare. Nu aia e altă. Aia am dat-o lui Salam. Totul ai făcut-o și pe asta? Da. Mare, mare, mare talentare. Aha, gata. Tot ce are, da. Cu asta am început colaborarea cu Sorinel. Tot un om foarte drag. Dar de unde vei tu treaba asta? Cum scrisul versurilor, cum făcut linii melodice? Ai avut pe cineva în familie cântăreț sau ceva? Nu. Nu am avut pe nimeni. Ai făcut tu vreo școală de muzică sau ceva? Nici măcar. Păi și de unde? Totul a venit. Totul a venit, pur și simplu. Nu pot să-mi explic cum. Poate prin faptul că am suferit
Logic. Și din asta s-a născut inspirația. Din suferință. Din suferință s-a născut inspirația. Iar apoi, necesitatea m-a făcut să adopt și alte subiecte. Aha. Înțelegi? Adică nevoile altora m-a făcut să adopt alte subiecte, să trec și pe alte genuri, că eu n-am făcut numai manele. De ce ai mai făcut? Ce de-a? Folclor, pop. Dacă ar fi să numeri acum, cam câte piese crezi că ai compus? Zi așa un număr. Păi îmi pui aceeași întrebare, nu pot să spun. Da. Mii? Zic peste 1000, ca să nu... cu puțină modestie spun și 1000, ca să fie și cu rimă. Și am înțeles că ai făcut piesa Cap și Pajură, aia a bubuit, a rupt tot. Și acum să mai... Nu, a bubuit, m-a omenit iubirea ta. Da, și aia, și aia. A cântat-o și pisicile. Așa. Și legat de piesa asta cu Cap și Pajură, am înțeles că a venit cineva și a făcut și film. Da, păi încă am depus deja în tribunal. Am vorbit noi, da, despre film, că nu mi s-a cerut acordul. Și au folosit piesa asta? A făcut un abuz, da, a folosit piesa, e dată de 13-14 ori, nu știu de câte ori e dată în film, melodia, fără acordul meu. În filmul care se numește fix așa, Cap și Pajură. Da, da. Cât de tare. Ți-am zis, în piesa asta știu pentru cine este piesa. Da. Este vorba de doi frați, nu? Da. Care sunt partea aceleași monede, nu? Cap și Pajură, noi suntem banul și sistema. Da, apa și pământul. Da, ți-au plăcut comparații, niște comparații astea foarte frumoase, la care m-au ajutat și ei chiar. Da? Foarte tare. Bun, 13 ani de pușcărie, făcuți la zi, cum spun băieții, nu? Da, la zi. Te-au călit și ești un alt om acum. Categoric asta. Care erau cele mai triste momente din viața ta când erai acolo? Cred că momentele cele mai triste din viața mea sunt asemănătoare cu momentele cele mai triste din viața celor care sunt încă acolo și care ajung pe acolo, din păcate. Faptul că ești departe de familie, faptul că nu ai libertate să faci ceea ce îți dorești și cel mai greu, ceea ce mă privește pe mine, faptul că îți este luat ceva fără voia ta, faptul că fata mea avea 4 luni când eu am căzut la pușcărie și am văzut-o în 10 ani de 2 ori. Adică am văzut-o la 6 luni, când avea 6 luni, și am mai văzut-o odată la 1 an. Și pe urmă stop. Am văzut-o că m-am liberat la 10 ani când nu mă cunoștea. Wow. Deci sunt niște chestii care degeaba le spun eu, sau degeaba ți le spun ție, sau degeaba spun celor care se uită. Că dacă nu empatizezi cu situația în sine, nu ai cum să înțelegi. Și cele mai grele momente atunci când erai acolo erau, deci unul, faptul ăsta că nu puteai să-ți vezi fata. Și doi, faptul că nu puteam să-mi văd fata. Asta era cel mai... Da, altceva nu aveam. Nu aveam familii sau, știu eu, afaceri după care să tânjesc sau... Nu mă chema foarte mult ceva afară. Mm-hmm. Înțelegi? Faptul că nu aveai libertate, îți dai seama. Și dacă acum se uită cineva la televizor și îl vede pe Florin Purice, ce ar trebui să învețe de la Florin Purice? Eu am învățat un lucru și am câștigat cu chestia asta. Răbdarea. Eu cu răbdare am câștigat. Continui să am răbdare, chiar și acum. Toți din jurul meu îmi spun că sunt cel mai răbdător și cel mai calm om. Și prin asta am câștigat. E o chestie care pe mine mă frapează. Tu, practic, dacă nu te duceai la pușcărie, ai mai fi făcut muzică? Dumnezeu știe. Nu știu ce să zic. Poate erai un sudor pe undeva sau nu știu ce? Sudor nici atât. Mă rog, ceva de genul ăsta. Ce crezi că ai fi putut să faci dacă nu te duceai la pușcărie? Nu știu dacă aș fi muncit, nu știu. Ori aș fi muncit,
Ori aș fi furat în continuare, nu știu ce. Nu pot să văd viața mea în viitor fără chestia asta. De atunci. Și ce știau ăștia? Domnule, mă refer la numele astea mari. Domnule, e unul la pușcărie care scrie versuri frumos și le trimite Stai să-ți explic. Hai, te rog. Am făcut melodia Copia n-are valoare. Aha, o știu. După care a fost făcută Steaua, știi? Aceeași linie melodică. Am făcut-o și am zis trebuie să iau legătura cu Dan Bursuc. Pentru că îl are pe Copilul de Aur și melodia asta sigur, iar prinde bine. Am făcut cum am făcut rost de numărul respectiv, l-am sunat, m-am prezentat, sunt un băiat care face așa, care face melodii, sunt la pușcărie, vreau să vezi dacă îți place ceva. Ok, dă-i drum. Am început să cânt cu eu și băiatul care făcea Tereță și i-a plăcut. Da, foarte frumos. Hai, mai cânt o dată să o înregistrez. O înregistra direct pe telefon. Aha. Înregistra apelul. Da, da, da. Una. Au continuat. Mi-a fost foarte drag să lucrez cu el. Cu Dan. Da. Pentru că mi-a fost foarte apropiat. Și ce este... O bună parte din timpul respectiv mi-a fost foarte apropiat, atât financiar cât și moral. Nu e neam cu tine ceva? Parcă? Mi-a botezat băiatul, da. E nașul la băiatului meu. Da. Și toată chestia asta a venit din pușcărie. Salut, pușcărie. La pușcărie. Da, 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 da. Și vreau să ascult ce pot să fac. Da, vreau să văd dacă îți place. Dacă îți place, ți-o dau. Tu erai cunoscut afară, dar nu știe lucrul ăsta. Adică lumea știa deja de Florin Purice. Eu știu de când erai acolo. Da, da, da. Cine e? Păi e un băiat care e la pușcărie. Cine? Da, Florin, da, știu. Purice. Nu știu cine e. După aia ne-am văzut târziu. Da, și după care ai venit și te-ai apucat tu de cântat. N-ai mai scris pentru unul și pentru altul? Da, păi acolo nu aveam posibilitate să mă apuc de cântat. Deși cântam acolo, făceam spectacole cu diverse sărbători, Paște, Crăciun, Ziua Îndrăgostiților, chestia asta. Organizam spectacole acolo. Și cântai? Da, cu formație, cu dansatoare, cu tot ce. De unde dansatoare? Păi erau și femei acolo. Era blocul de bărbați, blocul de femei. Aha, aha. Unde ai făcut tu? La? Rahova, Jilava, Craiova, Giurgiu, Severin, Târgu Jiu. Tot mă frapează treaba asta. Este incredibil cum din atâta suferință care este acolo se poate naște o chestie, uite, așa cum te-ai născut tu. Productivă. Da. Adică, cred că trebuia să faci foarte multe piese triste, așa e? Depinde de starea care o aveam. Erau multe comenzi, ca să spun așa. Că dacă ar fi fost doar după mine, aș fi făcut mai trist, îți dai seama. Da. Ce îmi spunea mie sufletul. Dar cred că se bătea lumea care să stea cu tine în cameră acolo, nu? Cântai, făceai vreo să... Nu neapărat, îți dai seama, fiecare cu problemele lui, ți-ar de ție să mă asculți pe mine, tu ești supărat cu ale tale sau... Sunt multe talente la pușcărie? Sunt, să știi. Sunt. Adică numai în sectorul ăsta muzical sau și în alte domenii? Nu știu, pictură, în majoritate, dans, eu știu. Picturi, mai ales tatuaje. Tatuaje, da. Picturi, dansatori, sportivi, boxieri, campioni pe acolo, cântăreți. Sunt foarte multe talente. Care n-au avut norocul să... Băi, dar unul născut fix acolo, nu știu pe nimeni, până la tine n-am mai auzit treaba asta. Și tocmai de asta am și vrut să facem emisiunea asta. 50 Cent, da, în America. Ăștia e noștri. Tocmai de asta am vrut să facem emisiunea asta, pentru că atunci când vorbești despre artă în general, toată lumea se așteaptă la chestii de-astea, cum să spunem. Din generații. Da. Din generații, da. Păi știi, bunicul a fost, da... Nu, sau la mine n-a fost nimeni. Studiu, știi, care au muncit, care... N-am nu, la tine când. Pur și simplu așa a fost să fie. Da, a fost nativ, ceva nativ. Ceva și care a vrut Dumnezeu să-mi dea. Și totuși eu stau și mă gândesc, dacă nu ai fi făcut și n-ai fi avut viața asta rebelă, care ți-ai ales-o încă de mic, dacă ai mai fi ajuns astăzi să faci ceea ce faci. Dacă ăsta era drumul, tot aici ajungeam, dar poate era mai bine, mult mai bine. Pentru că eu am apucat o perioadă în care deja YouTube-ul dedusă la cap peste tot. Mm-hmm. Și deja piesa nu se mai vindea cu prețul care se vindea înainte de YouTube.
ca să înțelegi. Da, 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 da. Colegi de-ai mei din aceeași branșă, știi ce spun? Pentru că, știi de ce spun asta? Sunt exemple în viață de așa da și exemple de așa nu. Purice dinainte, așa nu. Dar purice de acum, așa da. Așa da. Recomand. Așa trebuie să fie. Mă gândesc că... Doar cine vrea să fie purici? Nu, să știi că sunt foarte mulți, mai ales telespectatori care se uită la postul nostru și care ne trimit fel și fel de versuri sau ne trimit, știe, fata mea știe să danseze sau știe, cu tare cântă foarte bine sau... Și eu, aș vrea să mă ocup de cineva. Impresariat, chestii de astea? Da, impresariat, nu neapărat. Să ajut. Eu nu vreau să câștig de pe urma asta neapărat. Băi, știi, mă ocup de tine, dar... Nu, fără dar. Ai potențial, da. Vino mă să te ajut, dacă nu poți. Că pe mine nu mă costă nimic. Plătesc curentul și gata. Lucrezi pro bono, fără bani, fără nimic? Dacă poți să ajut, da. Ce frumos, uitați, apelați da, la Florin. Caritabil. Ești un om credincios? Da. Cred în Dumnezeu meu. Și acolo, în închisoare, cred că mai rău, nu? Sau? Câteodată mă simțeam părăsit. Știi? Uitat. Motiv pentru care odată am luat toate pastilele din cameră. Ai vrut să te sinucizi? Da. Am fost 80% mort. Am ajuns la spital fără puls. Câți ani aveai? Păi, cred că aveam 25-26 de ani. Îmi imaginez că o sentință de genul ăsta, 10 ani de pușcărie, doar când auzi că vei sta închis 10 ani, te apucă toate depresiile. Bine, asta după 5-6 ani. Și ai vrut să te de la condamnare, da. Ai încercat de mai multe ori sau doar o singură dată? O dată. O dată nu a ieșit, am zis, asta e voia Domnului. Să trăiesc. Ai făcut și efectiv, de atunci am început colaborările. Adică, ca și semn. Tu ai vrut să te sinucizi, da. N-ai reușit? N-am reușit, am ajuns fără puls la spital, dar printr-o minune m-am trezit înapoi. Și de atunci te-ai apucat să scrii? Înseamnă că menirea mea e altă. Nu, și de atunci au început colaborările, de atunci a început să meargă. Ca să spun așa, să fiu înțeles. De atunci a început să meargă treaba. Scriam doar pentru mine, până atunci. Dar de atunci am început să scriu pentru alții. De ce să fii vrut, de ce ai vrut să te sinucizi? Vrei să... Da, vreau să termin... Făceam un rezumat al vieții mele, făceam un rezumat. Dacă la 15 ani și ceva am căzut la corecție, am ieșit la 18, am stat o jumătate de an afară, am intrat iar. Și apoi m-am liberat, am mai stat un an de zile și am căzut cu ăsta și mai mare. Care e rezumatul vieții mele până acum? Spune... Nu, fără coadă, nu se punea coadă atunci. Aha. Și ce am realizat eu? Am 20 și ceva de ani, 26 de ani. Din care am 7-8 ani de pușcărie. Ce am realizat eu până acum? Ce am eu? Ce mă așteaptă pe mine? Mai era și asta cu copilul care mă dărâma în fiecare zi. Și am căzut moral. Și am zis că nu mai am de ce. Câți ani aveai când ai făcut fata? 20. La 20 de ani? Și ai văzut-o când aveai? Păi am căzut 30 la închisoare când avea 4 luni și m-a liberat când avea 10 ani. Și tu aveai 30 de ani? 30, da. Un deceniu. Cea mai frumoasă perioadă. 20-30. Ți-ai petrecut acolo. Dacă s-ar uita cineva la televizor acum și dacă s-ar... Poate îi trece prin cap să facă vreo infracțiune, ce îi spune? Dau eu sfaturi. Cine să dau eu sfaturi? Dar poate învăța de la tine ceva. Să ia exemplu de la mine. N-am câștigat nimic. Am pierdut doar.
Și nu e vorba de pierzi, de pierdut ceva... Nu, ceva material. Pierzi multe. Pierzi multe. Deci gândiți-vă de 5 ori înainte să faceți o chestie de genul ăsta, mai bine stați liniștiți. Dacă ar fi acum să dai timpul înapoi, e clar că n-ai mai face același lucru. Logic, nu? Logic. Faptul că tu ai venit de la pușcărie, s-a uitat cineva ciudat la tine sau te-ai simțit vreodată discriminat de treaba asta? Da? Unde? Ce? De multe ori. Dai seama, în ăștia 13 ani, deja a început lumea să se obișnuiască să știe despre ce e vorba, dar atunci, la început, mai ales că eu, când m-am eliberat, prima melodie care am făcut a fost ceva de pușcărie. Uh-huh. Știi? Peste gardurile înalte. Apoi a doua tot de pușcărie și deja lumea știa ăsta e ăla. Care vine de acolo. Ai înțeles? Dar își făceau o părere la prima vedere, își formau deja o părere negativă. Dar ajungând să interacționeze cu mine, vedea că e altceva, opusul. Da, rău famat, băiat rău, cu chestii în spate, normal că lumea te privea normal. 13 ani de pușcărie, îți dai seama, mai greu. Da, și vreau să spun că ai un canal de YouTube unde toată lumea poate să găsească muzica ta, un canal de YouTube unde eu sunt abonat și mi-e îmi place foarte tare cum compui. Nu știu, bine rău de tot. Mersi, mai zis mereu asta. Da, sunt fan declarat. Și aici suntem în studioul tău. Cine a trecut pragul acestui studio, să zic așa? Nume de astea mai sonore sau? Și Romica Țociu a fost aici. Romica Țociu? Da, chiar și văd și acolo o poză, nu te vom uita niciodată. Da, e tatăl meu. El a murit de curând, acum 6 luni. Știu prin ce treci. Da, e dureros, e dureros. Rău. Dar întâi a murit tatăl tău sau fratele lui? Nu, a murit fratele lui acum mai mult timp, de tânăr. Apoi de curând a murit sora lui și la 2 săptămâni a murit și el. Da. Câtă durere poate încăpea într-un om? Într-un corp atât de mic. Da. Ne gândim la bune. Fii atent, o să spun o întrebare. Dacă există un aparat de măsurare a... Se arde. Se arde, nu? Nici nu vreau să-mi imaginez sau povestește-ne tu cum era treaba asta când tu erai la suferință și primeai comenzi să faci piese vesele. Cum era? Cum? Pe puțin, când eram dărâmat moral, te referi. Da. Și... trebuia să fac ceva vesel. Au fost multe momente, dar trebuia să mă adaptez, pentru că nevoia mă făcea să mă adaptez. Mai greu, da. Oricum, susțin faptul că cele mai bune melodii ale mele sunt cele triste. Și au fost cele triste. Chiar și cele date, care au fost date și cântate de altcineva, cele mai reușite au fost astea triste. Ești un compozitor de piese triste, în esență, așa, adică... Nu neapărat triste. Sunt un visător, sunt un romantic. Asta mi-a plăcut maxim. Ține de suflet. Dacă adică... ar fi să... Cum era asta, din piesa asta cu Sfârșitul Lumii? Dacă ploaia... Dacă va ploua cu foc, eu în brațe te voi ține. Dacă Dumnezeu ne ia să mă ia întâi pe mine. Sau dacă pământul ar fi tot acoperit cu apă. La cât ne iubim de mult, poate Dumnezeu ne scapă. Ce frumos, ce frumos. Așa, și povesteai ceva legat de cumătul tău, nu? Da, puiul, da. A fost cu mine în cameră foarte mult timp, mulți ani de zile. Frați, și la bine și la greu. După cum ți-am mai spus, m-a ajutat când prezentam o melodie, îmi făcea terță, mai bătea, noi aveam un... Da, la vedere și nu pot să-ți arăt. Da. Da, știi? Ritm, când aveai țină, da. Altfel, cum face? Și să spun așa, că erau 100 de piese date până la ora respectivă, când am fost separați. El într-o pușcărie, eu în altă pușcărie. Deja începuse să
mă sune diversi artiști, că piesa care mi-ai dat o cântă cu tare. Ăla l-am tu piesa care o cântă X și așa mai departe. Gata, am făcut legătura imediat, că n-avea de unde din altă parte. Într-un fel sau altul am reușit să dau de el, l-am sunat. Ce faci? Ai nebunit, mă, piesele date, tu le vizi în continuare, ai nebunit. Nu mă sun pe mine dacă ai nevoie. Du-te, bă, lasă-mă, că sunt și eu amărât. Am început să le, ce să zic? Bine, bă, am înțeles. Am reglat-o eu cu ei, până la urmă. Și ați devenit neamul după aceea, nu? Da, acum sunt nașul la fetița lui. Și sunteți prieteni tot. Da, nu s-a rupt niciodată legătura asta. Da, Florin, mă gândesc, nu știu, m-ai băgat într-o lume în care n-am fost niciodată și, sincer să spun, nu doresc nimănui să fie acolo. Exact cum am spus eu, poetul. Ai văzut prin ochii mei. Ai văzut prin ochii mei și tu o parte de... Prin imaginația ta, dar crede-mă că e... Cât pot să-mi imaginez. O mie ori. A fost... La ce ți-ai putut tu imagina. Și-mi imaginez câtă tristețe. În primul rând, cât aștepți ziua de vizită. Ăsta la tine, uite, mă gândeam la Nelson Mandela când a fost arestat și toate astea. Era un mijloc de a ieși. Practic, tu erai închis acolo și când compuneai, nu? Era un mijloc de a ieși afară, de a călători, de a... Evadam, da. De a evada, ăsta era cuvântul. Evadam, da. Adică nu mai eram acolo. Când terminam piesa aia, atunci mi reveneam. Și a doua zi compuneai altă piese sau alte piese și tot așa îți făceai să treacă zilele, să treacă timpul? Luciane, făceam și 10 pe zi. Altceva? Ce puteai să faci? Inspirația era alta acolo. Dar unde ți-a fost mai ușor să compui? Acolo sau aici? Acolo. Mai ușor? Datorită stării. Aveai stare. Datorită stării și nevoii. Nevoia era mult mai mare. Și iar revenind la treaba aia de care te-am întrebat mai devreme, nu conta ce stare ai, tu trebuia să compui o piesă de... Ce mi se cerea. Și puteai să faci asta? Da, puteam să trec de la o stare la alta, deși mi era greu. Reușeam până la urmă. Nu-i când venea un cuvânt sau două, sărbători. Schimbam. Tu erai tot acolo și compuneai pentru cei care erau afară. Și ce sentiment, ce te încerca pe tine când vedeai piesele tale cântate afară? Mulți mă anunțau. Ți-am auzit piesa? Putea... Nu, mă anunțau în emisiunea respectivă. A, piesă compusă de Florin Purige. Îți dai seama, ego-ul. Toate pușcăriile din toată țara trebuie să se știe faptul că sunt toate pe taraf. Și tu, practic, poetul cântăre... Dar e și Steaua, dacă ți-aduce aminte. Steaua e... Numai una. Aia e făcută de tine? Inițial era făcută pentru Rapid, că eu sunt rapidist. Îmi cer scuze pentru ceilalți. Eu sunt rapidist. Da. Se juca... Al Copilul de Aur, nu? Da, da, da. Și mi-aduc aminte o vorbă, stai un pic. L-am avut, nu știu cum, și pe Rădoi și pe Dumnezeu cu noi, când i-a bătut pe Sevilla, sau, nu, pe Valencia, parcă. Nu mai știu, oricum, inițial piesa a fost făcută pentru Rapid, pe urmă am fost sunat de Nașu, de Bursuc. Vreau repede ceva de Steaua. Da. Câștigase Steaua. Mai aveam un coleg acolo, tot rapidist, nu te vindem, zicea, nu te vinde. Zic, păi lasă că e mai bun ea. Da, și am schimbat, doar am transformat-o din Rapid în Steaua. Și cum suna? Rapidul e numai unu? Sau cum? Nu mai știu cum suna atunci, dar era deja făcută. Până să înceapă meciul, era deja făcută, ca să înțelegi. Pentru că eu eram ferm convins că Rapidul câștigă, știi? Aș vrea să fac un film. Despre viața ta? Tot, de la A la B, hai să spun așa. Ar fi ceva, toată povestea și să se nască. Exact ce ți-am spus eu, are și un mare film indian de mare succes. Ai foarte mulți prieteni care cântă. De fapt, toți sunt prieteni tăi. La noi e aceeași treabă. Vorbim despre Vali Pitic. Așa? Nu. Cu el nu am făcut legătura de prietenie de afară. Ca să spun așa. De fapt, de afară, dar nu de când s-a născut noul Purice. Ca să spun așa. Vă cunoșteați dinainte? De copii, da.
același cartier. După care am împărțit o pâine amară și pe acolo, pe la facultatea de actorie. Și... A stat acolo ani de zile? Am stat împreună acolo ani de zile. Acum, afară, relația continuă, la fel de frumoasă. Frați, frați de viață și de suferință. Și... și mă gândesc că acum, suntem și cu Vali, erați la facultate împreună. Cum se cânta Vali la facultate? Cum ține tu toba? Cu ține, da. La facultate, uite, de exemplu și eu, că mai compuneam și eu piese și le compuneam după ureche, că nu știam tonurile, nu știam și... Încercam să fac câte ceva, știi, nou, ceva, știi? Îi mai spuneam lui Florin, Florine, ia zic, cum e aici, e bine, nu e bine? Am mai făcut și eu niște melodii care au și hit, care s-a auzit și acum, e bombă. Ia zic, ce piesă? Te-aș blestema. Am făcut o melodie, eram la Baia Mare și... Te-aș blestema, te-aș blestema. Era unul cu mine în cameră care era, avea... Aha. Era un om în vârstă. Hai să povestesc așa un pic din ce eram eu acolo în cameră, cum era treaba. Era fără nevastă, l-a părăsit la asta și avea 20 de ani condamnare. Era cu omor. Ma. Și îți dai seama, el era la... lângă mine și eu cântam și îl zăpăceam. Scriam și cântam și ca să-mi iasă linia melodică perfectă. Și până la urmă mai întrebea două cuvinte frumoase la sfârșit și îl sunt pe Florin. Acum, cred că în 2007 era asta. Și îl sunt Florin, ea spune... 13. Da. Și îi spune, pac, acum l-am schimbat. Și piesa vine așa. Poza ta o port în telefon, mă uit la ea când mi se face dor și mi-amintește tot timpul de tine și face rău că nu te împaci cu mine. Ți-am trimis mesaj după mesaj, mi-ai dat răspuns că nu vrei să te împaci. Dacă tu asta hotărești iubire, învață-mă să trăiesc fără tine. Doar fără tine te-aș blestema, te-aș blestema, dar nu mă lasă inima, n-aș vrea să fii în locul meu, să-mi simți durerea ce o simt și eu. Ultima dată eu când te-am sunat, nu mi-ai răspuns, mi-ai dat eu de ocupat și am insistat ca să vorbesc cu tine. Credeam că dai o șansă, că te faci cu mine. Mi-ai dat la telefon pe iubitul tău, știe că vocea lui o să-mi facă rău. L-am auzit și am rămas fără glas, când în pace mi-a spus ca să te las, ca să te las. Te-aș blestema, te-aș blestema, dar nu mă lasă inima, n-aș vrea să vin în locul meu, să-mi simt durerea, să-mi simt durerea, da, ce o simt și eu. Nu vreau să-mi imagine. Bine, rău. E foarte frumos. Asta tu ai compus-o? Da, și... Cine a cântat-o cu asta? A cântat-o, trebuia să cânt eu, a cântat-o Vali Cebotaru, după aceea m-a sunat Marius Olandezu, a cântat-o și el, după aceea am cântat-o eu pe Facebook și am rupt Facebook-ul. Am rupt tot. Nu vreau să-mi imaginez ce era în sufletul omului pentru care ai compus-o sau cum a fost? Da. Am muncit foarte mult la ea, m-am simțit foarte bine. Dar era normal să o cânt eu așa cum e originala, știi? Că eu am mai schimbat ceva la linie, nu prea cântă stilul meu. Stilul meu parcă se aude mai bine, cred eu. Mamă, cu ce versul! Îți place, nu? Da. Salut, îl avem acum pe băiatul tău, nu? Salut, Lucian, îmi pare bine. Salut. Cum te numești? S-a prezentat. Denis, salut, Denis. Florine, dar legat de treaba asta, buzele tale, două petale, e făcută de tine? Da. Și de unde? Cum ai... Păi, linia... Da.
acolo neavând o cale de inspirație. Da. Să asculți muzică. N-aveai unde să asculți muzică acolo. Să te poți inspira. Uh-huh. Știi ce spun? De exemplu, cânta o melodie și tu puteai să te inspiri din aia, să furi 5 note de acolo, ca idee. Ca să-ți aduci aminte. Asta era după melodia aia. Începutul sau, știi? Ca să le ții minte pe toate. Spun asta pentru că erau foarte multe și de-aia. Și trebuia să le ții minte pe toate. Și eu mi le semnam sus. În colțul paginii mi le semnam. Asta e după cutare. Aha, după cutare. Ca să-ți aduci aminte în linie. Dar nu era plagiată. Doar asta inspirată, fac, da. Doar inspirată la modul începea. Primele 3 note, 5 note, știi? Ta da ta da ta da ta da ta da. Nu, doar prima parte. Ta da da ta da. Ce, a ce seamănă? Nu pot să dau așa. I'm a survivor. I'm a survivor. Ta da ta. Asta, nu? Da. Destiny Child. Pentru că Florin nu a avut nimic, deci el lucra fără nimic, fără orgă, fără... Păi vă dați seama dacă era la... Îți dai seama cât de natural era el, era... Și a ajuns să fii dat exemplu de reabilitare. Cum da, exemplu de reabilitare, da. Cum că ați fost băieți răi și acum sunteți băieți buni? Uitați! Da. Că vedeți că se poate! Tu când erai acolo aveai vreun moment din ăsta, aveai vreun model de reabilitat? Păi nu, după cine? Nu există. Cine mai fusese ca mine până atunci? Ca chiar mine în ghilimele, nu neapărat. Cine mai fusese ca mine? Adică să facă chestiile astea. Poetul închisorilor. Asta e bună rău de tot. Da, da, da. Nu degeaba este Denis aici cu noi. Denis, vezi aici acum tot felul de artiști, da, din ce în ce mai mari, pe care vin la tati aici în studio, nu? Da, și el vine și face poze cu ei. Da. Și îi pui pe Facebook, nu? Nu, eu nu am. Nu are eu Facebook. Foarte bine. E mai bine să stea copiii departe de treaba asta. Dar spune-mi, muzical vorbind, te-ai apucat să cânti sau să scrii sau să compui sau ceva? Păi, mie îmi place în general să cânt. Da? Da. Am și câteva... Câți ai? Și câteva melodii? Da, pe YouTube. Videoclipuri? Cum să nu? Și care e numele de scenă? Să te urmărim și pe tine. Denis Voinea. Denis Voinea? Voinea ar fi numele de tău, da, de familie. Denis Voinea pe YouTube. Trebuie să te căutăm acolo să vedem piesele tale, nu? Da, am câteva piese. Dar studiezi vreun instrument, ceva? Un pic orga. Am fost cu orga. Un pic. Da, un pic am studiat. Dar el e acum mai mult cu boxul. Da, cu boxul. Cu cine? Cu boxul. Boxul. Se leagă muzica cu boxul, e pe acolo. Uite, mai avem aici, nu? Nu știi cum e? Vrei să te apuci de cântat? Fă întâi box. Da. Da. Păi eu acolo la penitenciar unde eram, pe Jilava sau unde am fost, și antrenam și cântam și... Da. Dar te vedeam pe tine când cântai tu de bătei, nu știu cum făceai, niște din astea. M-am născut cu talent, cu mir aici, în frunte. Rar piese când trebuie. Când te cineva la rece, cum cânt eu... Chiar că. Să știi, păi și dacă stau așa... Câtă modestie. Cât de mare. Foarte, foarte mare. Practic acum s-a pus piatra de temelie a unei dinastii de cântăreți, o familie, știi cum e familia Cercel, același lucru se va întâmpla și cu familia Purice. În afară de Denis, când ai trei copii, nu? Da, trei copii și o fată. Trei copii și o fată. Trei băieți și o fată. Trei băieți și o fată. El este cel mai mic? Cel mai mic, da. Și a început deja cu muzica, ceilalți copii? Da, a început de mult cu muzica. Și ceilalți copii cântă și ei? Nu, n-au treabă cu fata, mai cântă și ea, dar mai mult scrie. O să iasă un preluat ștafeta. Nu? Da. Era unul patru la facultatea de drept, la avocatură, scrie versuri mai departe, adică... Dar cine a împins-o spre facultatea asta? Tu? Cred că am avut și o influență, cât de cât. Eu îmi imaginez, în imaginația mea, filmele alea indiene de care spuneam mai devreme, cum ea te apără pe tine, pe tatăl ei și vrea să-l scape și știi chestii de filme exact indiene. Exact asta îmi spune, lasă tatăl, nu te apăr eu. Vedeți? Bine, spirit de glumă, îți dai seama. Lângă noi a apărut, doamnelor și domnilor, nimeni altă decât fata lui Florin Purice, Alisa, da? Bună, Alisa! Bună! Așa, fată frumoasă?
tu știți. Bună, Alisa! Bună. Anul 4 de facultate, mândria lui tata, clar, te-ai gândit vreodată că îl vei scăpa, dar nu mai e cazul, gata, că nu Doamne mai avem. Doamne ferește! Ne povestea tatăl tău că l-ai văzut, de fapt, tu l-ai văzut pe el după 10 ani. Când aveai 10 ani, până la 10 ani nu știi. Nu. Mă tot uit la voi dacă semănați. Semănați. Îi ceva? Nu, ferească Dumnezeu, nu. Anul 4 de facultate. Da. Ce însemna pentru tine primii 10 ani din viață? Faptul că nu l-ai văzut deloc pe tatăl tău. A fost greu. Greu. Trece. Au trecut, nu? Și tu când tatăl tău compunea, tu știi, de fapt, când erai mică, știai că tatăl tău compune de acolo, din închisoare? Întrebarea e, când erai mică, știai cine e tatăl tău? Știai cine e tatăl tău? Da, știai. Când ai aflat? Știi? Păi uite, mai bine întreabă tu. Fac eu interviu, ce să mai zic. Te rog. Nu, spune, fă-ți treaba. De la 5 ani? Da. Și ce-ți spunea mama ta? Că tatăl tău este plecat? Că nu putea să spună nimic, nu. Știam doar eu pentru mine, atât. Afla din alte surse, zice. Afla din alte părți. Că tatăl tău este acolo și că urmează să iasă și tot așa ai trăit. Nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă pentru un copil faza asta. Adică cred că e greu de tot, nu? Drama nu, era numai la tine, cred că era și la tine. Și mi-aduc aminte, scuze că intervin, a făcut Florin o melodie când a făcut 8 tărânșori. Au, cum era? Melodie, eram eu când a cântat melodia aia, special pentru ea, o melodie. Dar asta ajungeau la tine, piesele astea? Mi-a cântat-o de Sampa atunci. Da, ajungeau, că urmăreau, eram în... Așa micuță și... Da. Dar tu realizai când erai copil? Da. Nu aveai de zis. Nu era de realizat, eram mică, aveam 5 ani. Da, știam ceva. Știi că tatăl tău este bine și că urmează să iasă. E foarte bine. Da. Și cum a fost revederea? Emoționantă. Adică aveai 10 ani cum deja. Mă așteptam și probabil nici cum nu se aștepta nici el. Hai. Cum? Dacă a fost plănuit, cum nu mă așteptam? Nu, la acum de curs mă refer. Cum a fost? Cum a fost? A fost emoționant. Nu, cum s-a întâmplat pe bune? Cum a fost? Întâmplat. Detalii. Detalii, da. A trebuit să mă văd cu altcineva acolo. Și... La închisoare? Nu. Am ieșit undeva. A. Ieșisem undeva. Și a venit un nene și a zis și... eu sunt tatăl. Nu a fost așa, nu. A fost un scenariu întreg. Planul a fost făcut de mine, dinainte. Nu puteam să iau direct legătura face-to-face, știi ceva, eu sunt actul. Da. Ai înțeles? Te gândeai și la șocul copilului. Poate nu știe, înțelegi? Și acum fac un întreg scenariu. Eu cu Leo de Vis, prietenul meu. Da. Un întreg scenariu. Băi, fii atent, uite așa. Împăcutarea se întâlnește cu ea. Noi doi, cum ar veni, venim de la o treabă după undeva, ieșim din restaurant și cum ar veni, pe cine trimisesem noi acolo, să se entuziasmeze când ne vede pe noi. Florin Purice, Leo de Vis. Ai înțeles? Hai să facem poze cu ei. Ea fiind în același cerc cu respectivul. Da. Dar tu nu erai la masă atunci. Atunci ieșisem din... Da. Când am dus noi să facem poze. Atunci ieșisem din restaurant, știi? Așa povestește. Și? Cum ar veni? Eu nu știam nimic de cine era acolo. Nu știam. Nu cunoșteam. Tu ai făcut-o ca să-și dea ea seama. Nu, pe urmă, i-am văzut reacția. A început să plângă, să tremure. Când m-a văzut. Adică, fapt că ea știa deja. Înțeles? Și tu ți-ai dat seama că e tatăl tău? Știam. Știam. Nu mă așteptam să fie acolo. Noi plănuisem să ieșim, hai ca fetele să ieșim. Dar tu nu, cum îl vedeai? Adică tu nu l-ai văzut de la un an, nu? Sau nu? Nu l-ai văzut niciodată, practic. Nu l-ai văzut niciodată. Și într-o dată apare un cineva și ăsta e tatăl. Da, exact. Știam că este, nu-l văzusem niciodată, doar știam că... Undeva el e și știam cine e. Și a apărut și, păi să-i seama, a fost un șoc. Eu eram un copil. Mamă, și așa s-a manifestat. Nu vreau să plângă, să tremure. Da? Tu nu? N-am făcut chiar așa. Nu. El... Trebuia să fie unul din noi tare, nu? Și a fost el. De fiecare dată el e cel tare.
Și îți dai seama, săracul prin câte a trecut, cred că are inima numai cicatrici. Vreau să te întreb pe tine, dacă ești în anul 4 de facultate? Da. Cred că tatăl tău a contribuit moral vorbind, adică te-a educat foarte mult foarte să mult. Mergi pe treaba asta. Da, da, da. M-am sfătuit cu el înainte să fac chestia asta. Foarte tare. Și cu muzica am înțeles că ai început și tu să compui. Da. Așa. Și nu te atrage treaba asta? Foarte acum? Mult. Ba da, îmi place foarte mult. Și să cânti? Nu, foarte mult. E ok pe partea cu scrisul. Am văzut că pe ăsta micul i-a spus direct, trebuie să te apuci de box întâi și după aia de muzică. Așa da. E. Lui îi place mult, îi place foarte mult. Da. Știi cine este astăzi tatăl tău și cât de cunoscut este în toată lumea? Te mândrești cu el? Foarte mult. Dacă ar fi să faci astăzi, să te uiți retrospectiv la toată cariera tatălui tău, piese compuse pentru toată lumea, toți artiștii ăștia mari, ce îi vrea să iei de la tatăl tău, să moștenești de la tatăl tău? Tot. De la primul până la ultimul. Tot. Ultimul este lucru. Un exemplu pentru mine, chiar este de la primul până la ultimul lucru. Este un exemplu. Este. E locul de unde trebuie să pornească tot. E un fel de filtru. Înțelegi? Este un exemplu pentru absolut toată lumea, nu numai pentru tine, crede-mă. Este un exemplu pentru noi toți. Un exemplu de om care a început greșit, dar care a reușit să vină pe șine, cumva. Am cimentuit aleea. Și uite, acum ai un studio foarte frumos. Am văzut că te-ai apucat și de video în partea cealaltă. Da, da. Colaborări cu toată lumea, chiar și cu foștii colegi de facultate. Noi dar nu vine să cred. Noi suntem frați. Noi n-avem colaborări. E o relație de familie. Câți artiști sunt acolo? Câți oameni ajung și cât de ușor e să ajungi acolo? Nu ești atent la o chestie și uite, ajungi acolo și cred că sunt pușcările pline de oameni talentați. Ha. Sau care încă nu și-au găsit vocația. Ce să zic, ești minunată, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Să te apuci de cântat, că eu cred că dacă stai aproape de tatăl tău... Nu, de cântat. Nu? Nu altceva. De cântat. Avocatură, chestii, calme. Mai bine băiat. Nu de cântat. Da? Ca băiat e altceva. Da. Florine, o să te rog acum să spui un lucru, să ne imaginăm că un minut din viața ta, acum ce înregistrezi tu, va fi văzut de toată planeta. Ce-i vrea tu să transmiți întregii umanități? În cât mai puține cuvinte, vreau să spun să prețuiască cel mai mult familia și să se ferească de rele. Stați departe de rele. Stați departe de rele, fiți aproape de familie. E tot ce contează în lume. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat până la această oră alături de noi. Vă salut cu adâncă reverență. Vă spun sincer, o emisiune care m-a emoționat și care m-a pus pe gânduri și sufletește vorbind, nu vine să cred ce povestește prietenul meu. Niciodată nu te-am considerat altfel decât prieten. Vă mulțumesc mult pentru că ați rămas alături de noi. Vă salut cu adâncă reverență și nu uitați că în această lume în care domnește ura, minciuna și necredința, dragostea rămâne atributul oamenilor frumoși. Cu adâncă reverență, Lucian LG, Taraf TV.